În continuare seriei de filme legate de fotografia pe film, aș vrea să vă prezint astăzi un nou scanner, așa cum ați văzut în titlu, și aș vrea să-l salut pe Ivanov Marius, care fotografiază Timișoara pe film. Salut Marius, Ivanov, salut prieteni, sunt Marius. Am decis să cumpăr acest nou scanner, Plustek Optic Film 8200 ISE, pentru că primul scanner cumpărat pe care vi l-am prezentat deja, și anume Kodak Scanza, a avut rezultate mai mult decât mediocre. Acest produs a costat mai mult decât Kodak Scanza, și anume m-a costat 320 de euro. Am profitat însă de o ofertă pe care a făcut-o eBay, și anume 10% la anumite produse vândute, și am obținut acest produs practic la circa 290 de euro. Bun, acest scanner promite niște caracteristici extraordinare, și anume 7200x7200 DPI, definiție care ar trebui să fie mult mai bună decât cea a senzorului Kodak Scanza. Să nu pierdem timpul și să vedem ce este în cutie. Acest produs ar trebui să fie nou, cel puțin așa l-am cumpărat eu ca fiind nou. Avem o primă cutie în care cred că sunt niște accesorii. Avem o cutie de transport și de asemenea că avem o cutie cu software, Quick Guide, software de scanare cu versiuni, văd că are în limba germană, engleză, franceză, spaniolă, italiană, portugheză și rusă, cu instrucțiuni, pardon, de utilizare. De asemenea primim niște rame și ceea ce pare să fie un cablu USB tip A. Iar aici ascuns în această protecție, cred că avem ceea ce se numește într-adevăr power adapter, și anume cărămida cu care se alimentează acest scanner. Primim inclusiv un ștecher pentru Anglia. Iar scannerul în sine este destul de mare, are circa 25 de cm lungime și circa 10 lățime și 10 înălțime. Ok, avem niște butoane pe partea din față, văd că e IntelliScan și QuickScan. De asemenea, butonul de pornit oprit, care este un buton hard, da? Deci nu e un buton cu touch. Și filmele se introduc prin această fanta laterală, evident utilizând tăvița livrată. Bun, haideți să încercăm să vedem dacă putem instala acest scanner și să facem niște scanări. Ok, aici mă lovesc de un prim impediment, și anume faptul că computerul meu nu mai are cititor de DVD. Deci în această cutie cu care vine livrat produsul, am primit un software care se numește SilverFast 8, cu versiunea de Mac și de Windows, și am primit Optic Film Setup Application Version 5.2. Am filmat această a doua parte a filmului, cred că de cel puțin 4-5 ori. Doar aici am câteva exemple de filmări nereușite. Problema de care m-am lovit în primul rând a fost aceea că nu reușeam să citesc DVD-ul cu care a venit livrat scannerul. Da? Pe DVD am SilverFast 8 și pentru că nu reușisem să citesc acest DVD, am ajuns să instalez SilverFast 9. Problema este că SilverFast 9 costă 49 de euro și n-am vrut să cheltuiesc această sumă de bani. În fine, am încercat în țară cu un DVD pentru Windows. Am încercat cu MacBook Pro 11 inch, care are o unitate optică, însă fără succes. Din cele două discuri am reușit să-l copiez pe acesta, care din păcate conține doar driverele pentru Windows. Și cu driverele pentru Windows, acest scanner obține niște imagini minuscule, de ordinul sutelor de kilobytes. Pentru că nu reușeam să instalez SilverFast 8. Am căutat și am downloadat SilverFast 9. Acest software se află în momentul de față în încercare la mine, am un trial de 30 de zile. Problema este că la scanare
pe imagini apar niște, scannerul pune niște watermark-uri care face imaginile nefolosibile. Tocmai când eram pe punctul să renunț, da? Chiar făcusem un film în care vă spuneam că, domne, nu vă recomand acest scanner. Sincer, dacă știam că acest scanner este așa de bun, între ghilimele, aș fi terminat unboxing-ul și aș fi returnat produsul. Pentru că nu vă mai costă 330 de euro, vă costă 330 plus 50 cât costă licența pentru Silva Fast 9. Am reușit cu ajutorul acestui SuperDrive să instalez pe Mac versiunea de Silva Fast 8. Totuși, încercările mele nu au fost întru totul încununate de succes, pentru că această aplicație sau aplicația pe iMac se oprea. Da? Într-un final am reușit să păstrez aplicația deschisă și am reușit să instalez un update din aplicație, în așa fel încât în acest moment pe iMac rulează versiunea 8.8, o versiune care este stabilă. Pentru Windows am reușit să instalez, pentru că până astăzi cu ajutorul unui alt DVD extern, care, spre deosebire de cel folosit anterior, chiar a funcționat. O să încerc acum pe scurt instalarea pe acest MacBook Pro de 15 inch a versiunii 8.8 și să văd dacă am parte de aceleași surprize neplăcute. Mai întâi se vede, să sperăm că se poate instala. Se pare că DVD-ul extern citește. Da, și în acest moment avem aici Silverfast Install. Da, și vedeți cum arată acest disc. Aceasta ar fi aplicația pentru Mac și restul sunt fișierele pentru Windows. Haideți să instalăm. Continue. Continue. Suntem de acord. Install. Și vedem că în acest moment vrea parola computerului. Ok. Am reușit să instalăm. Și să pornim scannerul și să pornim aplicația. După cum observați, aplicația recunoaște scannerul. Și în acest moment va trebui să trecem datele personale și să ne înregistrăm cu licența primită. Să sperăm că va funcționa, pentru că am instalat deja pe alt computer această licență. Ok, se pare că a funcționat. Și să vedem dacă pe acest sistem de operare avem parte de același crash. Pentru a scana trebuie să facem niște setări, însă e bine să previzualizăm ceea ce avem de scanat. Și observ că până acum se pare că funcționează fantastic. Observ aici un gunoi. Aici va trebui să facem niște modificări, în sensul că în primul rând filmul este un negativ și de asemenea să ajustăm suprafața pe care scanează pentru a include cât mai mult din imagine. Avem posibilitatea să rotim. Da, și în acest moment observăm faptul că imaginea, cam așa ar arăta imaginea scanată. De asemenea, putem umbla la rezoluție, în sensul că să creștem rezoluția. În acest moment observați că el ar avea un fișier rezultant de 343 de kilobytes, ceea ce este foarte puțin. Vom crește rezoluția și o să mă opresc la 2400. Conform producătorului, oferă o rezoluție de 7200 și, după cum vedeți, putem merge până la 7200 și fișierul ar avea 196 de megabytes, însă este foarte mult. O să mă limitez la această rezoluție, și anume la 2400, care ar trebui să fie arhi suficient. Și sunt curios să văd dacă funcționează. Observ acum că acest software direct instalat are 8.8. Un lucru pe care nu mi-l explic, pentru că pe iMac, așa cum v-am spus, a trebuit să fac un update. Până la urmă, misterioase sunt căile scannerului în cazul de față.
Și haideți să vedem și unde așează imaginea în Marius Pictures. Și cu ocazia asta o să și vedeți faptul că, sau rezultatul scanărilor anterioare, de la încercările anterioare de a instala acest scanner. A, vedeți, pe 21 martie am încercat ceva și asta este ceea ce am obținut, da? Un râs efectiv. Am observat o calitate mai mult decât insuficientă. Și de asemenea observați ștampilele pe care le aplică pe imagine, lucru care practic ar fac imaginea neutilizabilă. Da? În acest moment nu mai e cazul și observați aici că avem o scanare care este făcută la rezoluție maximă de 7200 de DPI, scanare care a rezultat sau care a avut ca rezultat un fișier de 207 MB, ceea ce este enorm. În fine, să vedem ce s-a întâmplat cu fișierul scanat astăzi. Observăm că are 22,5 MB și arată cam așa. Evident că sunt niște gunoaie aici, iar acest program ar trebui să aibă și posibilitatea de a înlătura aceste imperfecțiuni. Însă pentru a putea folosi, am nevoie de ceva timp să explorez, să învăț să folosesc program. Da? Apropo de chestia asta, aici este clar că trebuie înțeles faptul că sunt două componente. Este în primul rând scannerul și în al doilea rând este software-ul. Din punctul meu de vedere, software-ul poate face o diferență fantastică. Da? Deci sunt convins că poate există și alte software-uri care împreună cu acest scanner să dea rezultate mai bune. Din păcate, eu nu am cunoștință de ele. Însă, acest model de scanner pare să fie destul de apreciat. Am văzut în acest sens un film făcut de un tip care are un scanner de la Nikon, care a costat câteva mii de dolari și care a comparat o versiune anterioară a acestui scanner plus Tech 7000 sau 7100 cu acel scanner de multe mii de dolari. Și a rămas surprins de faptul că acest scanner, pentru cât de puțin costă, obține niște rezultate fantastice. Da, în încheiere, un singur lucru aș vrea să vă mai arăt. Observați că de aici ne putem juca cu expunerea, da? Și putem adapta imaginea sau corecta anumite defecte, să zicem, ale imaginii. În fine, însă acest program sau utilizarea acestui program va face cu siguranță subiectul unui film separat. Pentru moment mă opresc aici. În măsura în care ați găsit interesant filmul meu, m-aș bucura să primesc de la voi un like și un share. Și dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Keep shooting! Ciao!